De fiecare dată uit să o pun. Adică nu că uit, am obișnuința să nu o pun. Dar problema e că nu s-a întâmplat niciodată să mă oprească pentru centrul de siguranță. Tu și mașină, orice mașină, ești grăbit, uiți să o mai pui. Când vezi poliția, atunci o tragi și o pui. Că n-a vezi poliția, dacă n-ar fi poliția, dacă n-ai vedea mașina de poliție în față, nu spui centura. Neglijența poate să zice că e șmecher sau treburi de astea alții, că nu suportă lui centura sau că nu-i place, sunt din ăștia. Deci atâta există, șmecheria. Dacă mă credeți, mereu pun centura când plec. Deci pornesc motorul, pun centura. Niciodată nu o las, prima dată îmi pun centura de siguranță și apoi mă asigur. Oglinzile retrovizoare și semnalizare, atât. În primele 7 luni ale acestui an, polițiștii au aplicat 4.274 de sancțiuni contravenționale conducătorilor de autovehicule și pasagerilor care nu au respectat obligația de a purta pe timpul deplasării pe drumurile publice centura de siguranță. Această faptă constituie contravenție și se sancționează cu amenda prevăzută la clasa 1 de sancțiuni, e vorba de 2 sau 3 puncte amendă și 2 puncte de penalizare pentru conducătorul de autovehicul. Potrivit unui sondaj de opinie realizat la nivel național, 3 din 10 șoferi folosesc doar ocazional centura în localități, iar 1 din 7, respectiv 1 din 8 șoferi, folosește rar centura de siguranță în afara localității, respectiv pe autostradă. De altfel, tinerii cu vârste cuprinse între 18 și 25 de ani și persoanele de sex masculin sunt categoriile de conducători auto care folosesc cel mai rar centura de siguranță.